Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei. Suntem la început de an care este marcat de bilanțuri, fiecare instituție, organizație trage linie și calculează, trage concluziile asupra activității din anul ce s-a încheiat, se calculează minusurile, plusurile. Fiecare organizație încearcă să astfel să își îmbunătățească activitatea. Despre bilanțul jandarmeriei vom vorbi în această emisiune de astăzi, iar invitatul meu este comandantul instituției, colonelul Virgil Cuieru. Bună ziua, domnule colonel, bine ați revenit. Bună ziua, bine v-am găsit. Sănătos și optimist, observ. Încercăm în continuare. Aș vrea să vă spun la mulți ani, pentru că este prima noastră întâlnire în acest cadru. Noi ne-am întâlnit pe teren deja, ați avut o primă misiune zilele astea, ați participat alături de pompieri și de reprezentanții poliției la acel incendiu din zona industrială, un incendiu care ne-a cam speriat după amploarea pe care a luat-o. Întreg orașul a fost acoperit de fum, iar dumneavoastră, în fruntea colegilor, dumneavoastră ați fost acolo și ați asigurat zona, ați securizat zona. După cum știți, nu e vorba de lipsă de modestie, de regulă, în orice situație de acest gen, fie că e o situație de urgență, fie că sunt activități din sfera ordinii publice, ne întâlnim destul de des în teren, ne referim la reprezentanții mass media, încercăm și drăznim noi să spunem așa că de cele mai multe ori și reușim să ne facem treaba la timp și să evităm degenerarea unei anumite situații, cum a fost și situația la care făceați noastră trimitere, s-a evacuat la timp zona, s-a izolat întreaga arie, astfel încât colegii de la ISU să poată interveni eficient. Rezultatul, cred că s-a văzut, deși a fost o amploare și impactul vizual a fost deosebit, n-au fost victime omenești, ceea ce este, până la urmă, cel mai important. În aceeași notă de modestie, se vede că lucrăm și noi și dumneavoastră. Ne-am întâlnit și anul trecut de nenumărate ori la tot felul de evenimente. A fost un an atipic și pentru instituția pe care o conduceți, pentru jandarmerie. Iată, ne-am confruntat cu aceste stări de alertă. A fost inițial o stare de urgență, unde au fost niște măsuri extrem de dure, nemai întâlnite, măsuri restrictive, unde jandarmeria, poliția și, mă rog, alte instituții ale Ministerului de Interne au fost direct implicate în asigurarea respectării acestor măsuri. Spuneți-mi, vă rog, per general, cum caracterizați anul 2020 pornind de la acest bilanț pe care l-ați prezentat săptămâna aceasta public și din care ne-ați făcut și nouă o sinteză, o avem aici în față. Bineînțeles, anul 2020 a fost o provocare continuă, nu numai pentru noi, cât pentru întreaga societate. Dacă îmi permiteți, tot cu trimiterea la bilanțul, evaluarea activității care am avut zilele trecute, împreună cu colegii mei am sintetizat ca și element particular al anului 2020 adaptabilitatea. Adaptarea permanentă, începând de la noi, de la toată societatea, de altfel, la tot ce a însemnat evoluție, pe de o parte în plan epidemiologic, pe de altă parte, bineînțeles, în ceea ce privește reglementările, după cum bine ați făcut trimitere la instituirea acelor forme inițiale, stare de urgență, ulterior stare de alertă, și toată evoluția pe parcurs în ceea ce privește restricțiile, la un anumit moment mai dure, mai multe, și acele momente de relaxări graduale. Și, în fine, un parcurs, cum vă spuneam, cu foarte multe provocări. Provocarea principală a constat în ceea ce ne privește și cam pe tot palierul structurilor de ordine publică, în primul rând, noutatea misiunilor, începând de la
primele centre de carantină, care mi-am amintesc că le-am luat în protecție. Dacă la început vorbeam de un centru, două centre, la punctul maxim am ajuns la un anumit moment, aveam asigurate măsurile de ordine la 12 centre de carantină, concomitent au început... Am avut și un cartier în carantină, timp de două săptămâni, vorbim despre cartierul Poștă, unde, de asemenea, dumneavoastră ați avut sarcina să izolați acel perimetru. Ca și particularitatea județului la momentul respectiv, după instituirea măsurii de carantină în cartierul Poștă, la o săptămână, după cum vă amintiți, au fost aplicate aceleași măsuri pentru satul Râmnicelu și eram singurul județ la momentul respectiv cu două zone carantinate. Ca și responsabilitatea misiunii de organizare și de coordonare, de altfel, și integrarea tuturor structurilor participante, colegii de la Inspectoratul Județean de Poliție, la momentul respectiv efective din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cum e la noi organizarea colegii din cadrul grupării de jandarmi mobile Ploiești. A fost, cum vă spuneam, o muncă de echipă, o provocare și din prisma lucrului în comun, având în vedere cel puțin cu forțele Ministerului Apărării Naționale. Am desfășurat multe activități de pregătire în comun, dar nu într-un cadru operativ pur, cum a fost situația misiunii la momentul respectiv. Și de aceea am trăznit o premieră a fost și atunci scoaterea militarilor din unități exact. În stradă. De asta vă spuneam, tot timpul sprijin, da? Provocarea de fapt a fost a ne adapta permanent la evoluțiile în plan operativ. Am învățat permanent din realitățile pe care le trăiam. Trebuie să recunoaștem, au fost și anumite momente, cum vă spuneam, fiind elementul de noutate, caracterul noutate al misiunilor, când efectiv a trebuit să ne adunăm la nivel de factor de decizie cu toate instituțiile care le-am amintit mai devreme și să găsim soluțiile și de multe ori să le adaptăm la situațiile de fapt, pentru că au fost multe situații, așa cum am mai spus și la momentul respectiv, pentru care nu exista o reglementare din punct de vedere legislativ foarte clar. Sau o situație particulară, dacă vă aduceți aminte, în perioada în care a fost carantinat zona Râmnicelu, la momentul respectiv, între primii confirmat și ulterior și măsurile preventive luate ca și carantinare, a fost parte din aparatul administrației publice locale, care administrație publică locală, începând de la primar până la toți factorii de decizie, aveau atribuții din prisma organizării activității pe timpul carantinei. Și automat ei nu puteau fi înlocuiți neexistând, practic, o prevedere legală în astfel de situații. Aș vrea să particularizăm puțin și să vorbim despre această perioadă care a trecut, din fericire, cea carantinei. Știm că au fost întocmite mai multe dosare penale unor cetățeni care, cu bună știință, au nesocotit toate interdicțiile astea, au ajuns în cele din urmă la instanță, multe dintre ele, sunt dosare penale, da, pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Dați-ne, dacă puteți, în măsura în care puteți, câteva exemple cu care v-ați confruntat dumneavoastră când ați fost puși acolo, la Râmnicelu, în cartierul Poștă, în centrele de carantină, pentru că știu că s-a mai fugit și de acolo. Da, am avut prin rulajul, ca să spun așa, cel puțin în centrele de carantină instituționalizate, am sumat toată această perioadă, am sumat de ordinul miilor ca și persoane. Dacă vă aduceți aminte, a fost necesară intervenția în mai multe situații pe fondul unor, pe de-o parte, activități sau, mă rog, acțiuni ale persoanelor care erau în carantină, care au tulburat ordinea sau buna desfășurare a activităților. Am avut și situații de agresiune verbală și chiar și fizică, tentativă de agresiune fizică împotriva unor cadre medicale la un centru de carantină, care, la fel, intervenția colegului meu, care de fapt atunci se afla în serviciu, s-a finalizat și cu constatarea unei fapte de natură penală. De regulă, și îmi permit să fac aici o paranteză, în mare parte,
majoritatea persoanelor care au fost cazate în aceste centre s-a relaționat foarte bine cu dânsi. Am avut activități de prevenire încă de la început, prin a conștientiza situația și, dacă vreți, a conlucra pe toată perioada celor 14 zile. Din păcate, e o latură a noastră, a societății. Sunt și persoane care au încălcat regulamentele respective. Au fost nevoiți jandarmii să fie foarte vigilenți, mai vigilenți decât de obicei, pentru că s-au găsit tot felul de tertipuri de a fugi din zonele astea carantinate. Dar, de regulă, noi îndrăznim să credem că n-am avut astfel de situații și chiar dacă au fost descoperite și s-au întocmit actele de constatare. În general, dacă fac acum referire ca și particularitatea zonei Râmnicelu, vorbind de o comunitate însemnată în zona respectivă, pot aprecia și chiar să transmit și mulțumiri pe această cale reprezentanților comunității respective pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o în ceea ce privește implementarea măsurilor stabilite prin linie de sănătate publică, prin implicarea atât a liderilor religioși, liderii formali și informali locali. S-a reușit ca pe perioada celor 14 zile, practic, fără a exagera rolul pe care noi l-am avut ca și instituție, ca și forțe de ordine, pe lângă asigurarea protecției zonei respective, practic eram și interfața firească între comunitate și autoritățile la nivel județean, noi fiind în teren. Și de ce mai multe ori membrii comunității, indiferent de nivelul, să spunem, sau de ceea ce reprezentau la momentul respectiv, s-adresau forțelor de ordine, fie că erau jandarmi, polițiști, militari la momentul respectiv, pentru a întreba, pentru a cere lămuriri, pentru a cere ajutorul de foarte multe ori. Și de aceea vă spun că eram practic interfața care, dacă nu puteam rezolva noi punctual anumite doleanțe ale lor, ne adresam mai departe către autoritățile la nivel județean și prin centru de coordonare, centrul județean de conducere și coordonare a intervenției, prin sub autoritatea instituției prefectului, zicem noi, îndrăzim să spunem că s-au găsit soluțiile optime. Ați fost în contact direct cu aceste zone carantinate, unde au fost mai multe... Contact direct în actualul context epidemiologic care o... Da, bine, are cu tot o altă balență. Da, vă înțeleg, îmi cer scuze pentru... Da, aveți dreptate, a fost reinterpretată sintagma, a devenit foarte, foarte strictă, rigidă chiar, aș putea spune, dar v-ați aflat acolo, în zona în care existau foarte multe persoane infectate cu COVID-19. Siguranța militarilor jandarmeriei a fost cumva pusă în pericol din punct de vedere medical? Noi, bineînțeles că ne-am luat toate măsurile de protecție la nivelul personalului. Anchetele epidemiologice nu au relevat o legătură de cauzalitate directă, un link epidemiologic, dacă vreți, cu anumite situații concrete. Mă refer aici la cele două zone carantinate. Dar au fost și situații care nu au fost identificate o legătură epidemiologică și am avut colegii confirmați pozitiv. Din păcate, din natura activităților, făcând o paranteză, o altă particularitate majoră a anului 2020, o provocare în ceea ce ne privește pe noi ca și proces de planificare, am încercat și drăznim să credem că am reușit să limităm pe cât posibil infectarea și la nivelul personalului propriu și din prisma protecției, autoprotecției, dacă vreți, să protejăm și populația. Pentru că un membru al personalului, al forțelor de ordine, în ideea în care ar fi infectat, prin natura activităților de serviciu, vă dați seama, crea premisele de a transmite mai departe. Da, v-am întrebat lucrul ăsta pentru că mi-aduc aminte că la poliție, de exemplu, au fost chiar focare în anumite servicii ale inspectoratului de poliție. Polițiștii aflați în stradă s-au infectat și au fost ceva probleme acolo. Știm că au fost astfel de focare la mai multe instituții și cu care alte instituții, colaborăm. Și pe ce nu mai vorbim? Trăznim să spunem că am fost poate mai norocoși decât colegii noștri din alte structuri. Am avut cazuri de infectare, dar cum vă spuneam, pe fondul unei planificări
pe care am inventat-o, practic, în anul 2020. Am încercat să menținem aceleași echipe de lucru de câte doi oameni timp de 14 zile, lucrând în același domeniu, potrivit misiunilor pe care le avem, atât în pe linie de menținerea ordinii publice, asigurarea intervențiilor și așa mai departe. Și lucrând aceiași doi oameni permanent, riscul de a extinde la nivel de colectivitate, gândiți-vă că la noi, prin definiție, activitatea se desfășoară într-o formă de colectiv, acele echipe de intervenție care, să zicem așa, lumea este obișnuită cu ca și apariția noastră în stradă, acele dubițe, în mod normal, echipajele sunt lărgite, dar astfel, limitându-l la câte doi, chiar dacă am scos mai multe echipaje, am reușit astfel, ca și contact direct, că tot făceam trimitere mai devreme, în situația direct, în care unul dintre colegi a fost confirmat pozitiv, practic un singur coleg rămânea în carantină și, sau mă rog, în izolare după caz, confirmându-se și el pozitiv. Și prin chestia asta, spunem noi că am reușit să nu devenim focar. Și măsurile care le-am luat la nivelul unității și trebuie să o recunosc și responsabilitatea de care au dat dovadă colegii mei, pentru că și aici contează, zic eu, destul de mult ca și măsuri de protecție. A fost o perioadă în care s-au dat foarte multe amenzi, s-au constatat infracțiuni, am vorbit despre ce infracțiuni este vorba, revenind la bilanț, fără să vă cer cifre, pentru că cifrele plictisesc, chiar dacă este vorba de date statistice aici. Despre amenziile astea pe care le-ați dat legate de respectarea măsurilor de siguranță sanitară. Despre ce a fost vorba? Pentru ce au luat oamenii amendă de la jandarmi? După cum bine știți, sunt indicatori, o parte din indicatorii care reflectă activitatea desfășurată de o structură de ordine publică, numărul de constatări de infracțiuni, de contravenții, nu e primul an în care ieșim cu ei, să spunem așa, într-un mod public. E, până la urmă, obligația noastră să informăm opinia publică în ceea ce îi privește. Și ar fi foarte important de precizat că în ceea ce privește numărul de constatări, atât la nivel de infracțiuni cât și contravenții, parte dintre ele sunt constatări, dacă vreți, care sunt și în condiții de normalitate. Am avut infracțiuni constatate pe linia contrabandei cu produse cu tutun, pe linia de silvic. Practic, activitățile și misiunile au decurs într-un mod, să spunem, pe segmentul ăsta de prevenire și combaterea faptelor antisociale, într-un mod, ca și abordare, într-un mod de normalitate. Într-adevăr, ca și număr de sancțiuni și constatări implicit în ceea ce privește încălcarea sau nerespectarea regulilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 este o particularitate a anului trecut. Este o latură, îmi permite eu să spun, poate nedorită activității, pentru că noi întotdeauna am căutat să avem acea activitate și efectiv să o avem, nu doar să o spunem la momente de evaluare, de prevenire. Avem acele echipe dialog și cred că sunteți obișnuiți ca și imagine cu colegii mei care încercăm într-o variantă inițială, prin recomandări, prin discuții, să rezolvăm anumite situații. Ca și evaluări la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dacă ne raportăm la valorile de ieri, că din păcate, sincer, nu le cunosc pe cele de astăzi, dacă ne raportăm la valorile centralizate și comunicate la nivel național, în care județul Buzău, ca și rată de infectare, sper să urmă și eram al doilea, poate chiar al treilea, dar cred că al doilea județ din țară. Da, numărul de infectare, o rată de infectare de DSP este clar în scădere. Și îndrăznim să spunem și repet, nu este o evaluare a noastră a autorităților sau a structurilor de ordine publică din Buzău. Sunt evaluări la nivel național. Există o strânsă legătură, nu, Doamne ferește, nu ne asumăm meritele, dar există o strânsă legătură între activitatea structurilor de control. Și aici nu intrăm, bineînțeles, doar noi și colegii de la poliție, sunt toate structurile cu atribuții în domeniu și evoluția ratei de infectare. Și dacă ne uităm puțin între și facem o comparație, o paralelă, dacă vreți, între rezultatele și în ceea ce privește rata de incidență, care spunem noi că îndrăznim să spunem că e rodul unei munci continue de câteva luni de zile în ceea ce privește respectarea măsurilor. Da, acum să vedem și după campania de vaccinare cum o să stăm.
Campania este în derulare, suntem în ceea ce ne privește la fel de implicați împreună cu colegii vă de la... Vă vaccinați? Colegii dumneavoastră au da, eu personal am optat și colegii. Noi suntem în curs de... Mă rog, am inițiat niște demersuri pentru realizarea activității de vaccinare prin Centrul Medical Județean, care aparține de Ministerul Afacerilor Interne. Ideea de a ne asigura separat acest flux de vaccinare cu colegii de la Poliție, de la ISU, de la celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne. Ideea ar fi să degrevăm centrele care, ați observat, sunt deja destul de aglomerate. Să degrevăm, puține și aglomerate. Degrevăm centrele destinate populației civile, așa cum suntem acum în etapa a doua, și a reușit să valorificăm personalul medical pe care Ministerul de Interne îl are la nivelul județului și sperăm să finalizăm cât mai repede acest demers. Da, observăm că pandemia asta v-a ocupat foarte mult timp, ați fost nevoiți să alocați foarte multe resurse, mă rog, s-a compensat cu lipsa competițiilor sportive, unde dumneavoastră erați... Au fost reluată activitatea competițională, dar la un nivel mult prea... În schimb, în campaniile electorale am avut parte, bineînțeles, cum spuneam, de elemente de noutate în ceea ce privește abordările adunărilor publice electorale. Da, trebuie punctat și acest capitol la bilanțul dumneavoastră. A fost un an deosebit și din punctul ăsta de vedere. Am trecut prin două alegeri, am avut alegerile locale, alegerile parlamentare în septembrie, respectiv decembrie. De asemenea, ne-am întâlnit la aceste alegeri, plus în campanie electorală, unde ați fost acolo ca să asigurați buna desfășurare. Și revenim la resurse. Ați fost, nu știu, cumva limitați, fiind nevoiți să mergeți atât pe partea de pandemie, cât și în perioada campaniilor electorale și a alegerilor. Ați mai avut timp și de alte misiuni specifice? Bineînțeles, cum vă spuneam, n-am putut neglija celelalte misiuni care ne revin prin lege. Noi, pentru a suplimenta efectivele aflate, angajate misiuni pe toate palierele misiunilor specifice instituției noastre, au fost mai multe măsuri, de altfel. Una dintre acestea, am făcut trimitere la ea mai devreme, a fost solicitarea sprijinului colegilor din cadrul grupării de jandarmi mobile Ploiești. Pe de altă parte, ca și măsură adoptată la nivel național, parte din obiectivele care în mod curent sunt asigurate cu pază, cu efective, cu jandarmi, responsabilitatea acestei misiuni a fost preluată de efective din cadrul Ministerului Apărării Naționale, astfel încât jandarmii care executau misiunea să poată fi redistribuiți către dispozitivul de ordine publică. Și efortul pe acest palier, atât al colegilor de la Ministerul Apărării Naționale, cât și al colegilor mei care sunt, cum vă spuneam, încadrați numai la instanțe, judecători și parchete și așa mai departe, care desfășoară activități în stradă în momentul de față, continuă pe toată durata stării de alertă. Și aceasta a fost o măsură, cum vă spuneam, care să suplimenteze efectivele aflate în stradă. La finalul anului trecut am demarat la nivelul unității, pe baza aprobărilor pe care le-am primit, procedurile pentru încadrare fără concurs pe timpul stării de alertă a unui număr de colegi subofițeri pentru subunitățile de ordine publică. Am reușit să finalizăm această procedură și aceasta, trebuie să recunoaștem, inedită ca și modalitate de încadrare. Despre câte persoane este vorba? Inițial am întreprins demersuri pentru ocuparea 23 de astfel de funcții. Am avut peste 500 de dosare depuse pentru selecția respectivă. Concurență mare. Da, a fost un volum de muncă, să știți, foarte mare pentru colegii pe care am stabilit în comisii. În urma evaluării dosarelor respective și a probei interviului, precum și celelalte probe, testul, evaluarea psihologică și fișa medicală, doar 9 candidați au fost selectați pentru, deși, cum spuneam, erau 23 de 500 de candidați?
Doar 9? Noi am avut atunci și am încercat... probele astea? De ce? Păi nu au fost probe, a fost o analiză riguroasă a dosarelor. Fiecare candidat a avut un termen și de altfel prin anunț era, drăznim noi să spunem, foarte evident, foarte clar modalitatea de întocmire a dosarului și importanța constituirilor ca și documente justificative, ca și mențiuni, dacă vreți, în document, în partea scrisă a cerințelor și, din păcate, deci partea birocratică, multe, de întocmire... Da, dar, din păcate, foarte multe dosare nu au fost complete, regulă, nu aveau hârtii, da? În regulă, numai interviului, cum vă spuneam, au fost și acolo declarații respinși mai mulți candidați. În forma finală, v-am spus, începând cu luna sfârșitul lunii noiembrie, am reușit să încadrăm 9 astfel de funcții, fiind de remarcat că sunt 3 dintre ele sunt de tehnician veterinar, sunt practic acele funcții care din discuție cu noastră și de la alte emisiuni, noi ne-am încercat să le încadrăm în ultimii ani, date fiind atribuțiile pe care le avem pentru intervenția în situația apariției unor animale sălbatice. Și având în vedere că Ministerul de Interne nu pregătește specialiști, da, în domeniu, da? În momentul de față am reușit să încadrăm 3 funcții de tehnician veterinar și pe lângă tehnician veterinar, bineînțeles, sunt subofițeri operativi. Care mă gândesc eu, veterinarii v-ar fi de folos și după ce se încheie starea de alertă, nu? Deocamdată, ca și formă de angajare, cum vă spuneam, potrivit legii 55, cei 9 colegi sunt angajați pe o perioadă care se derulează pe timpul stării de alertă și la 30 de zile după încetare încetează și contractul de muncă. Dar pentru ocuparea celor 23 de posturi pe care le-ați avut la dispoziție, nu există posibilitatea, nu vă permite Ministerul să organizați o altă selecție? Intenționăm, dar selecția respectivă a fost ca și bugetare, ca și demersuri, a avut la bază bugetul aprobat pe anul 2020. Noi, activitățile prenite de resurse umane sunt condiționate de existența bugetului pe anul în curs. În momentul de față am avut 3 funcții scoase la concurs prin trecere în corpul ofițerilor pentru funcții prevăzute cu grad de ofițer, pentru colegii noștri suboficeri militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am avut candidați inclusiv de la ISU. Colegii de-a noștri au încercat șansele și în alte unități. Deci, practic, demersul se fac. Câte astfel de funcții de ofițer ați? 3 suntem în demersuri. De asemenea, am primit din promoția de anul trecut reușit un număr de 3 absolvenți. Practic, latura de resurse umane, ca în fiecare an, este într-o continuă dinamică. E dinamică, da? Da. Haideți să ne oprim pentru câteva momente, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Da, am revenit în direct, doamnelor și domnilor, alături de invitatul meu de astăzi, colonelul Virgil Cuieru, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Buzău. Domnule comandant, am văzut așa în mare cum au stat lucrurile în anul 2020, un an marcat și pentru dumneavoastră de această pandemie pe care a trebuit să o gestionați din punct de vedere al măsurilor de ordine. Haideți să revenim în prezent, să vedem cum stați acum la început de an și ce perspective se întrevăd pentru anul în curs? La momentul de față suntem, cum spuneam mai devreme, implicați noi conform atribuțiilor în ceea ce privește campania de vaccinare prin ea transportului și asigurarea transportului de vaccin pe de-o parte, pe de-altă parte măsuri de ordine în zona centrelor dacă acest lucru se impune. E greu să avem o prognoză, dar realistă, mă refer în ceea ce privește evoluția în domeniul epidemiologic. Să ne dar păstrăm ne dorim... nota de optimism, pentru că vorbeam în prima parte a emisiunii despre evoluția cazurilor.
o evoluție bună, cel puțin așa cum arată datele oferite de Direcția de Sănătate Publică, observăm o scădere a numărului de infectări. De aceea vă spuneam că ne dorim foarte mult să intrăm în normalitate ca oameni, în primul rând, și cred că toată lumea își dorește lucrul acesta, din prisma măsurilor mă refer aici, ca și acțiuni pe care domenii de acțiune pentru care încercăm să depunem eforturi pe parcursul anului 2021, este reducerea deficitului de personal, că vorbeam în ultima parte înainte de pauză, deși avem demersuri în derulare, inițiate deja, încă nu avem resursa umană la capacitatea pe care ne-o dorim, deși nu ne afectează modalitatea de executare a misiunilor, dar să putem încadra valul funcțiile de vacante. Valul de pensionări nu a trecut? Încă mai aveți plecări din sistem? Cum vă spuneam, este o dinamică permanentă de personal. Am avut plecări pe tot parcursul anului, mai puțin în perioada stării de urgență, când nu se putea din punct de vedere legal. Dar sunt oameni care au activat în domeniul ordinii publice, jur media, chiar făceam un calcul în cadrul bilanțului în ceea ce ne privește ca și vârstă de pensionare și ca și vechime. Suntem în jur de 30 de ani vechime și în jur de 50 de ani ca și vârstă. Rezonabil, e o nu discuție, ca în alte cazuri. Știm tot la noastră prin minister, pensionări la 40 de ani. Este o discuție, din păcate, activă, să spunem așa, în ceea ce privește pensiile, noi spunem militare, nu aș vrea să dezvolt acest subiect. Îmi permit să spun, fără neapărat a victimiza, dar majoritatea colegilor care sunt pensionați în ultima perioadă au cel puțin și o afecțiune medicală asociată din punct de vedere cronic și poate într-adevăr și vârsta, poate, dar de multe ori e vorba de afecțiuni care într-un fel sau altul se pot lega și de modalitatea în legătură de cu uzura fizică pe care o presupune să meseria. Lucrezi timp de 30 de ani într-un ture, pentru că știți bine, serviciu operativ la noi înseamnă serviciu în ture, ture presupunând zi și noapte și cu siguranță lucrul ăsta spune cuvântul. Da, un an mai ușor ar trebui să fie, nu mai avem... Ne dorim să să practic să continuăm cu alegerile, să da? Continuăm ce am început în ceea ce privește dezvoltarea noastră internă, dacă vreți, instituțională. Suntem în curs de... Am aplicat pentru mai multe proiecte, mai multe apeluri de proiecte, unele prin fonduri europene, unele prin investiții la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, unele am reușit să le finalizăm în luna decembrie 2020. Pentru noi, ca și comandă, e un aspect foarte important și dezvoltarea laturii logistice, dacă vreți, infrastructura... Proiecte pentru ce, concret? În momentul de față am depus documentația pentru în urma unui apel pe linia programului operațional regional în ceea ce privește eficientizarea termică și energetică a unui pavilion de la sediul unității. Suntem în perioada de evaluare, sperăm ca evaluarea să fie pozitivă în ceea ce ne privește. Pe plan local, fără a fi, știu, cuvinte mari sau pur și simplu ne dorim să colaborăm cel puțin la fel de bine cu toate instituțiile partenere și nu mă refer aici doar din prisma epidemiei. Făcând o paranteză, cred că ceea ce am apreciat cu toții ca fiind o foarte bună conlucrare la nivelul, cum suntem denumiți, să spunem așa, structură de forță, poliție, jandarmerie, ISU și chiar și armata pe perioada în care am lucrat împreună în domeniul ordinii publice, reușita acestor misiuni și conlucrarea și activitățile în comun, cu siguranță nu s-ar fi desfășurat în condiții atât de bune dacă n-ar fi fost niște relații preexistente, consolidate în timp de câțiva ani de zile. Da, avem exemplificare aici, avem imagini
din perioada în care erați în stradă împreună cu armata, cu poliția, poliția locală. Da, una dintre imagini, dacă mi-aduc aminte, este era de momentul în care județean, ne-am da? Dus la Spitalul Județean și ne-am prezentat respectul celor din linia întâi, din cadrele medicale. Au fost foarte multe momente emoționante pe parcursul anului 2020. Empatia inerentă misiunilor, la un moment dat chiar vorbeam cu foarte mulți colegi și recunosc personal, am trăit momente care ca și impact, dacă vreți, emoțional, chiar m-au luat prin surprindere că un gest minor de moment crea la un moment dat niște efecte chiar care nu puteți să le iei în calcul. Vă dau aici un exemplu. În momentul în care s-a terminat, sau mă rog, era în curs de desfășurare slujba de înviere, știți bine că a fost atunci o situație destul de aparte, eram în stare de urgență, da. Și dacă pentru populația generală s-au stabilit niște măsuri eficiente pentru a se distribui lumina, ca și tradiție creștinească pentru cei da, care își doreau acest lucru. Da, a fost o întreagă discuție aici. Am fost împreună cu câțiva, pot să le spun deja, colegi după anul trecut din cadrul DSP și cu colegii de ale mele și am plecat să distribuim lumină, cum vă spuneam, pentru cei care și-au dorit, care se aflau în centre de carantină instituționalizate și eram în zona sărată a Munteorului, unde erau mai multe atât, nu la, astfel de locații. Și la scările de bloc, cum fusese discuția da, inițial, da? Inițial au fost, bineînțeles, știți bine că s-au schimbat, dar în ceea ce privește centrele de carantină, deja acolo era cu totul altă situație, deja acolo era domeniul, să spun așa, al nostru și al DSP-ului, care eram structurile, autoritățile care și am avut, cum vă spuneam, parte de niște emoții, nu neapărat prin vorbe, prin trăirile care le aveau oamenii respectiv. Când primeau lumina, mă rog, era, dacă vreți, o simbolistică mult mai mare față de anii trecuți, care, știți bine, totdeauna suntem angrenați în misiune de asigurare a ordinii publice cu mii de oameni da, în zona de altă natură și, implicarea. Da, da. Momentul în general este emoționant, dacă vreți, pentru un credincios până la urmă, dar momentul ăla a avut cu totul alte valențe la în anul 2020. Și au fost multe astfel de situații. Pentru că ați avut bilanțul, ne întoarcem puțin la acest bilanț și spuneam că s-au tras niște concluzii pe care le-ați prezentat în spațiul public. Care au fost, din punctul dumneavoastră de vedere, neajunsurile? Bănuiesc că au fost și minusuri în acest raport de activitate. Lucruri pe care ați fi vrut să le faceți cumva, nu v-au ieșit? Ar fi un exemplu de ipocrizie din partea mea, să spunem că n-am avut și ceea ce ne le asumăm și îndrăznim să le spunem că sunt greșeli. Ce a fost important pentru noi ca și evaluări că, și credem că a fost vizibil pe tot parcursul anului 2020, tot ce a fost, dacă vreți, neconcordanțe sau nereguli în ceea ce privește activitatea noastră, niciodată n-am avut ca și urmare un impact major asupra ordinii publice sau, dacă vreți, de ce nu, și un impact mediatic deosebit. Nu, ce a fost foarte important pentru noi, că am conștientizat, am luat toate măsurile astfel încât să ne reparăm. Este un eveniment care, la momentul respectiv, a fost, să spunem așa, de audiență națională. Vă dau un exemplu apropo de greșeli și de lecții învățate din anul 2020. La o formă de acțiune de protest în piața Dacia, dacă vă aduceți aminte, a fost o imagine surprinsă pentru câteva secunde când ceea ce s-a transmis ca și știre inițială cu un protestatar ar fi fost târât de jandarmi din zona unui protest antimască, cum a fost reprezentat la momentul respectiv. În fapt, situația a fost, bineînțeles, cu totul alta. Persoana respectivă nu avea calitatea de protestatar și măcar nu avea intenția. Nu era din județul Buzău. Da, era cu totul altă poveste, pur și simplu s-a întâmplat acolo. Din păcate, era într-o stare destul de avansată de ebrietate. Practic, intervenția colegilor mei la momentul respectiv a fost
la solicitarea și la informarea persoanelor care aveau, mă rog, s-au asumat calitatea de organizator al adunării publice pentru că îi deranja persoana respectivă, dar din păcate, cum vă spuneam, ca și lecție învățată, într-adevăr, un scurt filmuleț prezentat într-un anumit context, bineînțeles că noi am încercat să informăm opinia publică în foarte scurt timp cu situația de fapt și măsurile luate, dar bineînțeles că informația inițială s-a rostogolit foarte repede pe rețele de socializare și a avut un impact la momentul respectiv. Asta, de exemplu, sunt situații pe care cât am dorit să le prevenim până la urmă sau să ne pregătim ca și mod de reacție, este destul de greu să le anticipez, dar de fiecare dată încercăm să ne adaptăm, cum vă spuneam, tot anul 2020 și în general încercăm să ne adaptăm la ceva evoluție. Pozitiv de evidențiat dacă aveți pentru anul 2020, nu știu, un coleg, o misiune, ceva care chiar merită remarcat? Făcând o comparație nedorită de altfel cu situația înregistrată la alte unități din țară, la alți colegi de minister, în general vorbind, cred că cel mai bun lucru, partea pozitivă, dacă vreți, anul 2020, în ceea ce ne privește ca și unitate, e că am reușit să terminăm toți anul, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deși am avut colegii afectați, am avut situații de spitalizare, forme mai severe de îmbolnăvire cu acest virus în rândul colegilor, am reușit ca, cum vă spuneam, la sfârșit de an și în momentul de față să fim toți. Și cred că pentru mine unul cel puțin este cel mai important lucru. Ca și activitate ar fi, dacă vreți, într-o scurtă trimitere la cifre, de ce am fugit, să spun așa, de toată emisiunea împreună. Anul trecut, personalul din cadrul unității noastre, din cadrul IJJ Buzău, am sumat ca și recompense, ca și avansări înainte de termen 16 astfel de situații. N-am avut niciun an atât de multe recompensele, știți foarte bine, nu le stabilim numai noi, sunt și repartizate de la nivelul eșalon. Și faptul că am fost apreciați și am primit posibilitatea să recompensăm la rândul nostru atât de mulți colegi, cred că activitatea noastră a fost apreciată și nu e doar o autoevaluare în sensul ăsta. Despre perspective să vorbim, ne-ați spus cum stați din punct de vedere al resursei umane. Haideți să vedem logistic. Ce mai trebuie îmbunătățit? Ce așteptări aveți pentru anul acesta din punct de vedere al dotărilor? Știm, am mai vorbit aici în studio la alte emisiuni despre dotările care au venit pe parcursul timpului în Jandarmeria Buzoiană, de la mijloace de transport, mijloace tehnice, acel radar pe care l-am și văzut în funcțiune, așa zis radar. Ce v-ar mai trebui și ce demersuri ați făcut în acest sens? Activitățile de resortul logistic au continuat și chiar putem să spunem că s-au intensificat în anul 2020, având în vedere că nevoile au fost și ele speciale până la urmă față de cele curente, mă refer aici la mijloacele de protecție, mijloacele sanitare, mijloacele destinate dezinfectării spațiilor, lucruri care noi nu le anticipam înainte de acest moment. Pentru că nu era nevoie de ele, da? Dar, cum vă spuneam, ne-am adaptat și pe acest segment. De asemenea, s-a întinerit, să spunem așa, parcul auto. Pe parcursul anului trecut am primit mai multe auto speciale de patrulare și de intervenție și în momentul de față, îndrăznim să spunem că dotarea este suficientă. Și e greu de spus asta pentru un militar, pentru un comandant, că știți că întotdeauna noi încercăm să ne asigurăm colegilor noștri, în primul rând, condiții bune de executare a misiunii. E normal și să cereți mult ca să... Dar, într-o evaluare realistă, nevoie, considerăm în momentul de față că dotarea este una care să ne permită să ne facem treaba, îndrăznim noi să spunem, la fel de bine cum am făcut-o până acum.
Aș vrea să vorbim și în această emisiune despre colegii noastre de la Jandarmeria Montană. E un subiect care îmi place mie și știm că oamenii ăștia cunosc cărările de munte. Avem frecvent turiști rătăciți, răsturnați cu mașinile prin râpe, care apelează la cine? La jandarmii montani. Făcând o evaluare și o trimitere punctuală la acest moment al ridicării unor restricții, dacă vă aduceți aminte, în partea estivală, discutam cu colegii de la postură de jandar montani, atât de la Berca cât și cei de la Nihoiu, pur și simplu se înregistrau recorduri de moment ca și prezență, pentru că știți bine că erau limitate, să spunem așa, anumite activități în stațiuni și, da. Și în primă fază activitățile outdoor vizau principale obiective, să spunem așa, la noi de notorietate, vulcanii, zona vulcanului Noroiș, zona Ciolanu, zona de munte, zona Pentereu și Siriu, și într-un fel era, chiar îmi spuneau colegii, era o imagine extraordinară să vezi că s-au mulțit turismul, turiștii montani, dar turismul în adevăratul sens al cuvântului, acei montanierzi, dacă vreți. Sau cel puțin pentru o zi. Nu paltonarii, da? Da, ca să am evitat o asociere de genul ăsta, dar să vezi că sunt oameni echipați și oameni care merg pe munte. Și e un lucru frumos pentru un jandar montan și pentru, cred că, da, pentru orice om. Și cu mașini. Și să știți că mare parte am acționat pe parcursul anului cu reprezentanții autorităților cu atribuții prin arilor protejate, în special pe Siriu și Penteleu, și s-a limitat pe cât posibil. Acum, iarăși, nu ar fi ipocrizie să spunem că nu s-a mai ajuns în zona celor două arii protejate cu mijloace auto, dar în mare parte am reușit să limităm accesul, nu că ne dorim, nu e prea altfel prevedere legală. Și pentru a proteja atât fauna și flora, cât și ceilalți, cum vă spuneam, iubitori ai muntelui, care preferă... Deci mai e vorba și de bun simț. Da. Aici, din păcate, sunt și situații, trebuie să le recunoaștem, care oamenii poate nu sunt chiar atât de înțelegători sau nu au o perspectivă a impactului în viitor, în ceea ce îi privește. Dar, v-am spus, noi ne bucurăm, îndrăzim noi să spunem, pe zonele montane, pe cele două mari situri, pe arele protejate, Siriu și Pentereu, de o oarecare responsabilitate, responsabilizarea persoanelor din zona respectivă. Iată, domnule colonel Virgil Cuielu, că am ajuns la finalul emisiunii noastre, o emisiune care a trecut rapid, dar ar mai fi fost multe de discutat, dar cu siguranță ne vom revedea într-o altă ediție a emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și vă doresc succes în anul 2021. Vă mulțumim și noi pentru toate cuvintele frumoase și mulțumim pe această cale și buzuienilor pentru toată încrederea pe care am simțit-o pe parcursul acestei perioade de grea încercare în anul 2020. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă spun la revedere!